știți, lipsește haraș tatoiu. Bună seara, domnul Baldovin. Salut, Dan, și bună seara. Bună mai seara. Tare, mai tare, mai cu forța așa. Bună seara, Baldovine, bună seara. Ia zi, ce vrei să ne spui? Salut, salut. În primul rând, telespectatorilor care se uită la emisiune. Păi da, el vor să uite. Nu mai tot, da. Salută de pe noi, că suntem singuri că vrei să ne spui. În primul rând, vreau să spun și eu că am primit-o la redacția noastră unde lucrez eu, despre Mărculescu. Păi ce cale am primit, Baldovine, la redacție? Ce ai primit? Păi cale anală sau bucală? Mă, fel și fel de materiale, precum că Costin Arstic, ei și eu... Îți dai seama că eu nu am băgat articole în ziar, pentru că puteam să-i fac și eu rău, cum mi-a făcut da el mie rău. Și m-a, el ți-a făcut rău? Iuri. Dar ce ți-a făcut păi rău? Păi nu știi, când am fost atunci de... Te-a durut, Baldovine! Nu mai a făcut rău! Dacă te-a durut eu camio cu aloia, știi cum o strânge? Aloia! Imaginit atâta... Aloe! Aloe! Ia, stai, așa. Cum ți-a făcut rău? Păi îți dai seama, m-am jurat, ar fi trebuit să-l înjur și eu, nu acum. Ia-mi jură! Ia-mi jură să mă urmă! Ai jură, Baldovine! Ia cu tine-ți-mi, Baldovine, prieten! Baldovine, astăzi dai seama că tu vrei pe care o rară să mă păcate! Baldovine, eu sunt lângă tine, eu cu tine țin, te susțin, tași mă! Și eu sunt lângă tine! Hai să-ți spun, Mara! Deci, ieri când ai fost la Angelis, Paul... Zine, cu cuvintele tale, Baldovine! Zine! Cum te cheamă? Marius, nu Sergei, stai jos, că ești praf. Zi Marius! Ai luat-o! Da, Sergei! Am venit să mă fac că sunt praf, Baldovine, că nu veneam să mă iau cu tine, Baldovine! Ești praf, stai în banca ta, că nu vezi, pe cauza moarte acasă și tu stai pe la televizor. Păi stau să te iau pe tine cu mine! Du-te, Valea, du-te și scutește-ne că... Baldovine, vrei asta. Să mă iei de jos în sus să vă moarte a cochi? Du-te, și du-te în lumea mascaților, plimbă-te, nu vezi ce mult ai, parcă zici că ești mozafin. Ce-a zis că... Cum e? Zici că ești maimuță, du-te și a, lasă-ne, bucam, du-te a, acasă. Sergei, du-te acasă și lasă lumea să vă pace. Baldovine, n-am bani de taxiu. Uite, mă, ia zi tu, mă, nu știu. Uite cine se luă de serii. În primul rând, eu am sunat, mă aud. Dane! Bă, el a sunat ca să ne spună că n-are ce să ne spună. Te rog frumos pe domnul Baldovin să vorbească. Spune Mara, Mara, în primul rând, vreau să spun și ție, Mara, mă ascult? Da, eu sunt singura care te ascult. E singura care nu-și dă seama. Eu vreau să aflu despre Costin ce ți s-a spus ție, că... Păi mă, am primit fel și fel de materiale la redacția unde lucrez eu, la Gazeta Mondenă. Da. Am primit și fel de articole, precum că el ar fi gay, că a făcut prostituție. Îți dai seama că... A făcut și prostituție? Acum ar fi trebuit eu să jignesc și eu. Am rugăminte. Prostituție cu femei sau cu bărbați? Sau cu braște. Sau păi, cu animale. Nu vreau să... asta, dar am primit fel și fel de articol și ar fi trebuit să dau și eu articole în ziar că Costin Mărculescu este homosexual, nu? Am o mare... Dar în ce ziar dai tu? Lasă să-l dai, Gazeta Mondenă, n-ai auzit. Am o rugă, tăcesc puțin, alu. Tăcesc puțin, alu. Nu, ar fi trebuit să dau și eu despre că m-aș jigni, nu? O secundă. Tăci-mă puțin, am și o mare rugăminte. Dă în presă toate dovezile despre mine începând de mâine încolo. Tot ce ai, dă-le pe toate. Păi nu, hai să dovedesc că eu nu sunt ca tine. Nu, dă-le, dă-le. Te-ai jurat, nu? Fă-mi câte dovezile. El a vrut să te protejeze. Că nu sunt un om ca cum ești tu. Și jignesc toată lumea, încep să jignesc. Marius, măi, nu le-ai dat Baldovin, pentru că ai vrut să-l... Dă-le. Cu gheiul care se întâlnește. Mara, da, ar fi trebuit. Da, mă, să le dă! Bă, ar fi trebuit să mai am eu de tine, pentru că și tu când ai fost la... Când a fost Romeo Fantastic, te-ai luat de mine. Nu știu ce te-am făcut, în primul rând. Da, știți bancul cu gheiul care ținea două torturi, se întâlnește cu un domn și zice, domnule, nu vă spărați. Știți cumva, întreabă ăla, unde e gara de nord? Dar gheiul zice, puteți să-mi țineți și mie torturile astea? Da, domnule. Nu știu! Auzi, Dane, în primul rând, eu... Așa și... Așa și Mărculescu, zi mă în valoare. Eu vreau așa. Dă-le, Dane, materialele. Eu vreau început de mâine să le dea. Auzi? Dane. Alo. Da. Nu știu, da. Nu știu unde scrie el. Așa. Nu știu unde scrie la ce Gazeta Mondenă. La Gazeta Mondenă. Să le dea în fiecare zi pe toate paginile, cu copertă cu tot. Să le dea acolo. Păi dar nu are pagini, că e singură pagină. Să dea pe toate. Baldovin la telefon? Să-l facă poster. Ha? Domnul Baldovin, ne mai auzit. L-am auzit că a scris fut pe WC-ul și l-am luat. Băi, termină, Sergei. Nu mai folosi din bani. Ne-am
Deci a închis Baldovin ca să înțeleg. Nu, nu, sunt pe fir. Hai, bă, stai acolo, Baldovin. Sunt pe fir și vreau să-l atac pe Serghei, că văd că e... Prin față sau prin față? Ca să știu și eu. Șmecher pentru societate. Vezi, ca să mă atași pe mine, trebuie să te speli înainte, Baldovine. Nu te ba, lumea mascată, nu vezi. Păi acolo sunt eu, sunt. Lumea mascaților. Du-te, că auzi ce față ai zis că ești distrus. Vino, bă-te, Baldovine. Și plimbă-te unde ție casa. Du-te, că tu nu ești de televizor. Dar tu ce? Nu ești de artistul prezentator. Am văzut că ai emisiune. Băi, sărăcia, dracu. Auzi, până mă, te și prin și 22 palme. Tot dracu de aici. De sărăcia, dracu. Băi, bulangiul. Bulangiul e măta. Vorbiți frumos, vă rog frumos. Bulangiul e măta. Ce vrea cu mă, tu nu vezi cum are, băi, țăran barat. Băi, tu nici unde e opor, mă, te dracu de aici. Prostul, dracu. Baldovine, vezi că mă joc cu tine. Bulangiul e măta. Hai, că nu poți dovedi nimica. Pe ce să dovedeți vă cu un bom pe tine? Co-prezentator la 7 TV. Păi eu... E co-prezentatorul meu. Sunt cu Bănică. Tu unde ești co-prezentator, Nobor? Mara, te felicit pe tine. Co-prezentator, fără că-ți dau afară. Dă-mă afară. Bă, te rog eu frumos, nu fi agresiv, că mă dă Bănică afară. Aoleu. Aoleu. Da, eu sunt singura care te ascult. Calmă. Și eu și eu. Deci te felicit pe tine pentru. Bă, să nu mă dai și pe mine la ziarul tău, că eu sunt sperios. Doamne, păi zi. Dă-mă dar pe mine. Nu mai am rating la ziarul unde l-am. Rating la ziar. Ai rating în gură. Ai rating în gură, scuze, pe mine, lasă-mi. Ești un redus mental în care, cum să spun eu, nu ia. Poți dovedi lume cum încredere. Cum am putut să mă asociez? Nici eu nu dau seama. Sunt de păi să știi, Mara, eu nu știu cum te-ai asociat cu el. Sunt inconștient! Nu știu cum te-ai asociat cu el, dar e varză. Ești chiar varză. Măi, ascultă, Marius, mâine vrei să vii la noi? Vrea Romeo Fantastic să aibă o întâlnire cu tine? La mine și la Sergei? Eu, foarte indignat, nu vreau să mă întâlnesc. Cu Romeo Fantastic? Indignat. Nu, pentru că eu nu mă asociez cu acel om. Băi, tu vii la mine, domne, faci abstracție de Serghei, de Romeo, vii la mine. Nu ne asociem, doar cap de pe coridoare. Mara, eu nu mă compar cu el, cu ăsta, cu Romeo Fantastic, nu mă comparați cu ei, te rog. Dar cu cine vrei? Chiar nu vreau, pentru că nu mă asociez cu oameni de 2 lei. Cu Beethoven, știi? Cu Mozart, dacă vrei să te asociem. Păi și Stacovici, pe ăla-l cunoști? Marculescu, eu zic să taci din gură, că... Nu Marculescu, că putea să fiu tatăl tău, ca vârstă. Și să-ți dăm ușă! A avut mâna blocată! Aș putea să fiu mâna blocată, putea să stai să suci, bă! Marculescu putea... Nu mai judică, Marculescu putea să fie mama ta. Și mama, da. Da, mama. Și mama mare putea să fie mama. Nu l-am zis ăla de mata. Zi-mi zi că nu te-a aruncat pe jos și te-a călcat în picioare. Știi că a fost norocul bă? Că te-ai născut viu, hai, lua! Măi, Marius, mă rog, mie îmi plac artiștii de valoare. Dacă te rupteai morți, aveam dialog cu tine, dar viu nu. Gata, nu, Sergei. Uite, mă, că nu valorez 2 lei, deci nu valorez 2 lei pentru mine. Îmi explici mâine la matineu, lăsă-ne! Lasă-l, te rog, să spună părerea tot. Și repet încă o dată, nu valorez 2 lei și... Eu te caută moartea pe acasă și tu stai pe televizor. Și eu stau cu tine, he? Păi vreau să mor cu tine în Jder. Doamne, n-a spus cu tine în frații Jder. În frații Jder. Știi ce au fost frații Jder? Câți au fost? Du-te, mă, du-te. Eu nu câți ai trăit din ei? Eu nu mai vorbesc cu indignatul ăsta de... Hai, mă, lasă-ne, mă, cu ei asta care vii să-l facă. El la lume. Lasă-ne! Uite-l. Uite, mă, față. Mai păcăli cu fața asta, mă, să mor eu. Da, mă, rugam, da, eu lumuram la maternitate dacă lucram. Gata, Serghei, nu. Dar ce fac de creativ congenital? Hai, mă, să ne rugim să vedem ce îmi faci tu. Serghei. Ce îmi faci tu? Mamă, vine, te ies! Scuză-mă, dai față de retardat. Scuză-mă că am vorbit cu tine, mă. Păi asta are față de om, că am dialog cu el. Nu vă mai jigniți de fețe. Nu vă mai jigniți. Pentru că mă față, mă. Băi, nu e fața la spatele. Bă, mă, bine, tu stai din profil? Nu ești un retardat. Uite-mă cum să vorbesc cu ăsta. Hai, gata, las, eu nu mai vorbesc. Uite puțin față, pe cum zici? Băi, să nu mai vorbesc, mă, că tu... Mă port ilegal de creier, zi unde e creierul.
În ce, ce zonă ai creierul? Lungă. A capitalei. În ce zonă a capitalei lei? Lasă-ne, hai, că ne-ai pitisit. Scutește-mă, Serghei, că cu tei. Nu te-am văzut până acum. Ai față și exprimi mai prostie. Du-te, bă, lumea mascatilor și lasă-ne. Păi am mascat, bă, tu trumește față. Păi pe tine, dacă îți dă drumul, stai așa, te pun câte ceasul, s-a legat, mă, trumește, mă, uite-te și tu ce față ai, parcă zici că ești bătabit. Păi eu mă uit, mă, eu am jucat în filme tot, nici la Aris Pocor, nici mă joc cu fața asta. Păi tu ce față, eu cu fața asta n-am să vin nici semințe la metro, nu trebuie să vin cu fața asta, mă. Tu ai față de zici, o iau și am plecat acasă. Da, aoleu, Serghei, nu mai, nu. Hai mă, chiar vorbesc cu toți retardați, am crezut că eu îmi dat fece față. Retardați e sumă, ochelarist, râm, cheie, râm, râm, din jos. Da. Vrei să-ți mai arăt un ochelarist? La mă, nu aici, mi-am zis. Uite-te în ochii mei! Uite-te în ochii mei! Vrei să-ți duci în ochii mei, Baldovine? Hai mă, Marta, nu te mai lua de lume, pentru că tu nu... Îți promit că nu mai am decât de tine! Am niște ochelari mici care mi-i pun aici și vorbești cu ăsta. Oricum știu că te-ai luat... Dar vezi că ăsta scuipă, eu doar vorbesc, am ochelari să mă uite scuipă. Ce frumos e, nene, să moară mamă. Bă, ce față are! Mă, dacă pe tine... Ești praf, ești praf. Cum te-a adus acasă? Cred că maică ta stau cu spatele până a ajuns. Că se-mi tocea la tine, că de-a jos. Ești praf, ești praf. Nu valorez nimic, atât. Da, mă, lasă-mi povestești tu. Am auzit că mulți au dat demisia din maternitate când, când a apărut. Ai făcut, mamă, s-au dus toți să n-apă. Fugiți! Fugiți! S-au pus pe ușe! Peste cu chipul mă! Dani, eu nu mai vorbesc cu... Ia, Serghei. Dar ce are omul cu tine? Ai sunat, că ai avea ce face, ai, lasă-ne. Dar ce are cu tine? Băi, Dani, mă, și lege, Baldovine. Nu, ce față are, dacă pot să mă plic. Baldovine. Dar ce ai tu cu Serghei? Ce ți-a făcut el rău? Păi nu, el mă jignește, a fost la emisiune ala când a fost la un loc asta și m-a jignit. Eu m-am uitat pe internet emisiunea pentru că eu nu știu. Adică stai în care, la emisiunile noastre? Îmi lua din curba pe mine că te-am jignit, lasă-mă. La emisiunile noastre sau... Uite-te și tu, dai dovadă de prost om. Dar la ce emisiune? Dai dovadă de prost om, auzi? Dai dovadă de prost om și de prostată, lasă-mă. Capatul, stai puțin. La ce emisiuni ne-ai văzut tu? Și... Eu știu la ce emisiune te-am văzut, nu poți să te fut de râs în a treia. Noi mă lași incultule, lasă-mă mă în pace. Cum, se, cum ai zis? Zis? Nu, băi, băi, terminat, nu, nu mai ai voie. Puncte, puncte de râs. Baldovin, fii atent că apărarea lui Mărculescu. Păi de ce nu mi-ai zis? Parfum. Uite, eu o să vin, dacă asta, Serghei, mă enervăm. O să vin cu lui Dici de la Petroșan. Să nu faci buba la nas, Baldovine! Băi ăsta, harciu palitule! O să vin cu Riviști de la Petroșan, cu Ilie, Petroșan, cu Gaiță. Că Gaiță cel mai tare, să vezi ce... O să ia bătaie și... Că ia bătaie de 2 metri, că să vezi ce să ia bătaie, mă! Cine ia bătaie? Alo, cine ia bătaie? Cine ia bătaie de la Petroșan? Băi, Mara, ăla, dacă nu se astâmpără Serghei... Da? Zi-mi mie că mă ocup de ele acum. Petroșan, zi-mi cu Ribiști din Petroșan. Zi-mi bă, așa că m-am speriat, dacă nu vorbea aia. Zi-mi bă, de la ce bucă mă sucea. Că tu ai văzut. Hai, am văzut. Gata, tu și-a plecat acasă. Văzut că ta singură, că tu umflă ăștia ochii. Ia-o, Serghei. Nu știu, mă, Ribiști din Petroșan. Hai, Petroșan, sunt bun. Ia, mă, mai zi. Hai, retardam, intarcel. Las că vine-o cu ăștia, te caut-o, că știu eu pe unde stai. Păi eu îți dau adresa, sau te stau aici. Dacă ești mică, vine-o acum și caută-mă. Dar vezi că mă cauți, caută-mă puțin pe aici, ca să mă găsești. Vezi că am ceasta acasă. Pune-mă tu la încercare. Gata, gata. Că vezi, nu vă mai... Dacă mai comentezi tu mai mult la persoana mea. Ei, uite că mi s-a făcut frică. Măi, Baldovin, dar ce ai cu el, mă, că nu înțeleg. Mara, tu ești o scumpă, tu ești o scumpă și îmi pare rău că tu au luat o redana de tine. Chiar îmi pare rău de tine. Îi rup ficatii. Gata, mă, Serghei. Pleacă, Serghei. Da, băi, Serghei, trebuie să pleci din emisiune. Da, mă, uite, pleacă Mara cu Baldovin și eu plec cu altă, cum o cheamă? Auzi, cu păi eu, eu, eu și cu Loredana Păstram, mă, mi-a făcut sexul. Eu nu sunt de aceeași orientare ca tine. Nu știu ce opinie? Ce ai zis, domne? Nu știu, bă, gata, hai că m-am zis. Ce ai zis, bă? Gata, gata, bine, bă. Gata, mi-ai zis-o, bă. Ai rămas, ești drăcos, mi-a luat. Dar caută-ne acum, drăcos. Eu ți-am luat vina, caută-mă puțin. Lasă-ți arată-o fie, bă, vin cu ăștia de la Petrosa. Bă, veni, bă, te rog eu, te rog. Hai să vezi, bă, te rog. Bă, veni, 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 bă, te rog. Îți rupe sacoul, îmi rupe sacoul, da. Ești un retardat, bă. Vă rup eu ața, vă rup eu ața la găuță. Nu te-a gata, nu vezi.
vorbește. De ce să vorbesc, bă, mă amenință pe mine? Bă, nu mi-e frică nici de fabrici și uzine. Gata, Baldovin. Bă, dacă e cu Petroșanu, cu Rubiști, m-am lăsat, gata. Bă, îi traversezi tu bătaie de la Știința, Petroșan de la Sărbiști. Bă, lasă-mă că... Nu vă mai amenințați. Dar ce, mă, Sergei joacă? Păi nu, mă, Dane, dar spune-ți tu ăla lui... Hai, mă, lasă-mă, Dane, nu mai stau cu ăsta, gata, m-a plictisit. Gata, gata, Baldovin. Ești un prost, spune că... Mâncam mai prostia. Gata, Baldovin. Mâncam mai prostia, vezi să nu primești la redacție la tine. Bă, dar a intrat Draci în toată lumea. Da, mă. Au. Nu, Dane, dar ăla să te astâmpere. Bine, mă, să astâmpere. Gata, bă, am cerea acolo, rămâne cu asta. Du-te la culcare, Baldovin. Du-te la culcare, vezi să nu te scol cu mâna în oliță dimineață. Du-te, bă, ăsta, retardatule. Vezi, du-te și vezi. Gata, mă, gata, la revedere, mare. Nu-și, nu te zgâri, hai, lasă-ne, Baldovine. Hai, tu să vezi. E, gata, deja am văzut. Să vezi ce-ți bagă ăștia vorbarele. Gata, Baldovin, la revedere. Mă, tai odată sau nu-l tai? Tai-l, bă, Baldovin. Foame, mai cadu. Nu, că plec direct la spitalul nou. Păi tu ne-ai țis pe toți și tu ne-ai chemat. Ești la spitalul nou. Fata, da, bravo, da, corect. Mai bine facem acolo un platou frumos, vorbim cu directorul, cred că avem și subiecte.